Salutare, dragii români! Dacă în edițiile trecute vă povesteam despre rolul parlamentarilor, al miniștrilor și al demnitarilor în general, de data aceasta vom călători în trecut să vedem când, unde și cum a apărut instituția Parlamentului. Pentru început, să definim parlamentarismul. Acesta este un sistem constituțional în care Parlamentul, ales de popor, influențează și controlează organele statului. Despre această instituție auzim pentru prima dată în Anglia anilor 1265, când Simon Montfort, contele de Leicester, a organizat câte doi cavaleri din fiecare regiune plus câte doi reprezentanți ai fiecărui oraș sau târg care să trateze cu prelații și mari baroni treburile regatului. Oficial însă, Parlamentul apare pentru prima dată în 1295, când la Londra este investit un corp legislativ bicameral. De o parte era Camera Lorzilor, desemnați de rege sau cu drepturi ereditare, iar de cealaltă parte era Camera Comunelor sau a Comitatelor. Pe teritoriul României, ideea de parlament apare în 1831, când Țara Românească adoptă regulamentul organic. Apoi, în 1864, odată cu statutul dezvoltător al Convenției de la Paris, Parlamentul se dezvoltă și apare Corpul Ponderatelor sau Senatul de astăzi. Regulile de vot erau diferite față de cele de acum. Aveau dreptul să aleagă parlamentari doar bărbații care aveau peste 25 de ani și un venit de peste 100 de galbeni. Mai participau la vot preoții, institutorii, profesorii, licențiații, doctorii, cei care aveau profesii liberale și pensionarii cu un venit de cel puțin 3.000 de lei pe an. Din 1881, România a devenit monarhie parlamentară. Dar, în februarie 1938, a fost instaurată dictatura regală a lui Carol al II-lea, iar rolul Parlamentului a fost diminuat considerabil. Din 1948, în perioada comunismului, Parlamentul a devenit formal și avea o singură cameră, denumită Marea Adunare Națională. Ulterior, din 1991, odată cu noua Constituție, a fost reglementat Parlamentul de azi, cel format din două camere, Senatul și Camera Deputaților, acesta devenind astfel un organism de bază al regimului democratic pluripartid. Cam atât despre istoria Parlamentului. Până data viitoare, când vom descoperi împreună alte lucruri inedite despre România, vă doresc deșteptare cât mai plăcută!